Pentru aproape 250 de studenți din anul întâi de la Colegiul Pedagogic Ion Creangă din Bălți a răsunat astăzi primul sunet, care marchează începutul noului an de studii. Viitorii învățători de clasele primare, profesori de muzică și educatori consideră că studiile la această instituție reprezintă o provocare nouă pentru ei. Profesoară, deoarece a fost visul meu din copilărie și aici m-am regăsit. Copiii sunt persoanele pe care vreau să fie alături mereu. Mi s-a părut interesant și îmi place să experimentez mereu câte ceva nou. Emoții foarte pozitive, mi-a plăcut grupa, diriginta. Felicia Cărbune a fost remarcată la festivitatea de deschidere pentru că a fost admisă cu cea mai mare medie. Voi fi profesoară. Cred că a fost o alegere cumva de la sine. Îmi place să învăț, să aflu ceva nou și vreau să împărtășesc aceasta cu alții. Îmi plac foarte mult copiii și aș vrea să lucrez cu ei. Este o profesie în care mereu trebuie să te perfecționezi, să afli ceva nou, ce este foarte important pentru mine. La ceremonia de deschidere a noului an academic, alături de director, colectivul pedagogic și părinți, a fost prezent și Mihai Tican, gerantul interimar al Consulatului României la Bălți. Și îmi exprim speranța că noul an școlar ne va aduce mai aproape de obiectivul nostru comun, acela de a fi împreună într-un spațiu european, într-un spațiu al valorilor, într-un spațiu în care educația de calitate reprezintă un pilon foarte important al dezvoltării societății. Și profesorul și cred că și elevii, și cei din anul întâi și cei din anii superiori sunt pregătiți să vorbesc de starea lor de spirit pentru a începe acest nou an școlar. Fiecare an normal îl începem cu anumite speranțe că lucrurile vor fi mai bune. Avem pentru aceasta mai multe motive. Am avut o admitere bună, am avut și o nouă specialitate care se numește asistent de manager. La Colegiul Pedagogic Ion Creangă din Bălți își fac studiile peste 600 de studenți.